Ale și locali s-au întrunit în cadrul primăriei pentru a dezbate și aproba proiectele de hotărâre inițiate de primarul Daniel Harpa. Din numărul total de 19 consilieri s-au prezentat 17, cei absenți fiind Roman Romeo și Viorel Marian. În cadrul ședinței au fost propuse 7 proiecte și 2 note suplimentare. Unul dintre proiectele care a stârnit discuții a fost cel privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale Centru de Întreținere Urbană SRL pentru anul 2015. La CIU deja suntem în procedură de audit cu doamnele de la compartimentul nostru și sper până la ședința ordinară, sper să avem un raport acelor de la audit cu problemele care s-au constatat acolo, iar după acel raport, domnii de la CIU și cu dumneavoastră, restul din Consiliu, să luăm o hotărâre. Fac o paranteză aici, dacă îmi permiteți, ar fi bine să solicităm și cred că subscrieți cu toții ca toate societățile subordonate Consiliului Local, cât și aparatul de funcțiune a primăriei cu șefii de servicii și departamente să vină când se vine cu statul de funcții și organigrama, inclusiv cu salariile pe care le încasează, pentru că sunt bani publici și salariile nu pot fi secrete. Păi singurul care a prezentat așa este CIU. Deci orice înseamnă bani public, veniturile trebuie să fie publice. Și am spus-o și în comisie și o repet, fără să țin parte nici domnului primar, nici domnului viceprimar, sunt informată că sunt salarii în aparatul de funcționare a primăriei mai mari decât ale primarului, viceprimarului. Printre proiectele propuse spre aprobare se numără și proiectul de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între Poliția orașului Târgu Neamț și Poliția locală, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului orașului Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2015, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SC Ego SRL pentru anul 2015 și estimări pentru următorii 2 ani, proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor SC Ego SRL pentru activitatea de colectare, transport și depozitare temporară a deșeurilor, proiect pentru care se încearcă să se găsească și soluții cât mai avantajoase pentru cetățeni. Avem mai multe discuții de făcut după ce o să dea drumul la Girov. După ce va da drumul la Girov, cu siguranță va, dacă se dea drumul la Girov și se pună în egalitate cei cu utilaj, de ce mai e pe acolo, cu, în fin, fel de probleme care le au la nivel de Consiliul Județean, de groapa de la Girov, atunci vom gândi o taxă pe gospodărie și cu siguranță familia care are 5 oameni în casă va plăti mai puțin când vom merge pe o taxă pe gospodărie decât cum e asta acum. E un aspect. Sunt, am înțeles de la domnul Toma, cam 50% din apartament gospodar contract încheiate. Ne-am putea să lăsăm preț major dacă ar crește gradul de colectare. Fără discuție. De cuprindere cu contracte a celor care produc noi. Dacă se rezolvă problema la Giro, venim și noi cu proiect de hotărâri și găsim soluții mai bune. Prima notă suplimentară conține un proiect privind aprobarea unei asocieri cu județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public, iar a doua notă suplimentară conține 3 proiecte, dintre care proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la spitalul din Târgu Neamț, proiect de hotărâre privind deblocarea unor locuri de muncă în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la spitalul din Târgu Neamț și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții.